Din renumărarea voturilor pentru funcția de primar al sectorului 1 reiese faptul că Dan Tudorache este câștigător în fața doamnei Clotilde Armand. Dacă aceasta nu își va da demisia, Partidul Social Democrat va strânge semnături pentru organizarea unui referendum de demitere a edilului. Un procuror de la secția de investigare a infracțiunilor din justiție a dispus printr-o ordonanță ca Poliția Capitalei să renumere toate voturile exprimate la alegerile locale din septembrie 2020 pentru funcția de primar al sectorului 1 al Capitalei, câștigate de Clotilde Armand în fața lui Dan Tudorache. Procurorul a deschis un dosar penal în acest caz, fiind începută urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid politic pentru obținerea de foloase necuvenite, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri și falsificarea documentelor și evidențelor electorale. În această anchetă au fost audiați martori și au fost ridicate înscrisuri și mijloace de stocare electronică a imaginilor. Dosarul a fost deschis după ce Partidul Social Democrat a depus pe 2 octombrie 2020 o plângere penală la secția de investigare a infracțiunilor din justiție, în care reclamă comiterea unor fapte de natură penală de către președintele USR Dan Barna, Andrei Nicolaescu, membru USD, și de către Nicolae Sprâncu, procuror la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 și președinte al biroului electoral de circumscripție al sectorului 1.